Florin Câțu a rămas fără imunitate în urma votului de miercuri al Senatului României. 90 de senatori au votat pentru ridicarea imunității, 2 au fost împotrivă, iar 3 nu au votat deloc. Înainte de ședința de plen, Comisia Juridică a Senatului a acordat în unanimitate un punct de vedere favorabil solicitării DNA privind ridicarea imunității parlamentare a senatorului Florin Câțu în vederea efectuării urmăririi penale a acestuia acuzat de abuz în serviciu în dosarul vaccinurilor din pandemie. În timpul dezbaterilor din plenul Senatului, Florin Câțu a declarat că a pus pe primul loc sănătatea românilor, libertățile individuale și economice. Ca premier, acțiunile mele au fost îndreptate către ieșirea cât mai rapidă din pandemie. Lăsăm justiția să-și facă treaba, a precizat fostul șef al executivului. Luni, președintele Klaus Iohannis i-a transmis ministrului Justiției Alina Gorghiu cererile aprobate privind urmărirea penală a foștilor miniștrei sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. În dosarul privind săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu în achiziția de vaccinuri din pandemie.